să existe mai mulți polițiști de proximitate care să poată să se ocupe de așa ceva. Pentru că eu, în momentul în care știu foarte clar că am în lucru, în momentul de față am doar două ordine de protecție în lucru, în supraveghere, da? Dar am alte ordine de protecție care mi-au expirat pentru că s-a îndeplinit termenul, da? Dar eu nu mai am timp să mă duc să mai văd pe acolo ce se mai întâmplă, că alea care, cei care, cărora le-au expirat ordine de protecție s-au împăcat, sunt în continuare 70-80% divorțați. Îți mulțumesc tare mult. Eu chiar îl înțeleg și sunt de acord cu ce a spus. Pentru că de obicei victima se întoarce la agresor de cele mai multe ori și se întoarce de zeci de ori. Se spune că ai nevoie, în cazul abuzului de tip narcisist, care este un abuz foarte, foarte, foarte dăunător, de multe ori victima ajunge să moară, se sinucide, sau moare prin niște boli pe care le face, sau cancer, infarct, mă rog. Puteți să căutați pe internet abuz de tip narcisist. Ai nevoie de 7 tentative de a pleca până să reușești să pleci. Sunt niște jocuri psihologice care se întâmplă. Iar poliția e de-a dreptul, cum să zic, neputincioasă, că nu poate să le trateze psihic pe victime, să le dea curajul să plece.